Proverbe 25:25. It says like a cold water to the thirsty soul. Capa rece pentru un suflet însetat. Good news from the foreign land. Veștile bune aduse de departe. And I just want to ask a little question to these young people. Și privind la tinerii de acolo, aș vrea să întreb o întrebare. Maybe they might know. Let me ask the little ones here. Poate că pot răspunde foarte ușor. Să întreb pe cei mici. And do you know there is a country or the part of the world that it never rains? Știți că e o parte a lumii unde niciodată nu plouă? As much as they remember, at least for 400 years there was no rain. Așa cum își amintește, de cel puțin 400 de ani n-a plouat niciodată. Daniel, you know, in a country that no. And how about these people here? Să vedem pe oameni pe aici. Maybe let's try the same. O țară care nu a plouat de cel puțin 400 de ani, atât cât avem raport, nu a plouat niciodată. Poate undeva în Africa? No, maybe in Africa. In South America. Yeah. Țara este în America de Sud. Okay, let me tell you, it's in Peru. Haideți să vă spun, este Peru. There is no rain. Acolo nu plouă. Let me tell you some of those things what happened in that country. Haideți să vă spun câteva lucruri care se întâmplă în această țară. One day, într-o zi, the union president said, brother, let's go to the missionary school. Președintele Uniunii Peruane a venit la mine și frate, haide să mergem să vizităm școala misionară. Să mergem la școală? There were many ministers with me. Și erau câțiva predicatori cu mine. And the neighboring unions were also there. Pentru că cei din Uniunile învecinate veniseră acolo. So we were driving. Și noi conduceam spre... Driving. Și conduceam. And we were driving. Și tot conduceam. No tree, no plants. Nu vezi niciun pom, nu vezi only nicio plantă. Only sand and sand, just like și in Arabia. Și nisip. Parcă era în Arabia. And I talked to the minister, the union president. Nu vorbesc eu cu acel predicator, cu președintele Uniunii. Brother, where are you taking me? Frate, unde mă duci? So for a long time we drove, no place, no village. Când conduce, n-am văzut niciun sat, n-am văzut nimic. Not even one person, not nici even one măcar tree. Nici măcar o persoană, nici măcar un pom. Then he only smiled. Și el zâmbește. Yeah, brother, be patient. We're going to the missionary school. Fii răbdător, o să mergem la școală. And we still drive. Și încă conduce. And then put his face. Mă uit la fața lui. And before I asked, he said, brother, and we will be soon there. Și nici n-am mai avut timp să întreb că el răspunde. Foarte curând o să ajungem. Then in the middle of the way we stopped. Și în mijlocul drumului ne oprim. There was a little village. Și era un sat micuț. We bought some food, some am cumpărat food. Ceva mâncare, ceva fructe de acolo. So in the middle of the desert there is a village. În mijlocul deșertului, un sat. Yeah, there was one. Da, era un sat acolo. We got some food stored in the car. Pus mâncarea în mașină. We were driving. Și conducem mai departe. Suddenly I saw a sign. Dintr-o dată vedem un semn. It looked like our church. Seamănă cu a fi biserica noastră. And the car passed. Și mașina depășește. Stop. Îi spun, frate, oprește. Can you pull over back? Și că poți să dai un pic înapoi? When you pull over there, is that our church? Întreabă, e asta biserica noastră? Yes. Da. Then why did it pass this time? Și atunci de ce trece cu așa viteză pe lângă? Then you came, there was a small church. Not like book of church. Era o bisericuță mică, nu e ca biserica asta din Bucur. And it was a small little church. Era bisericuță mică. And said, in the middle of nowhere, there's a little church. Și acolo, în mijlocul țării nimănui, este o bisericuță mică. I was so excited, then we took pictures. Vesel, am posat un pic. Then after some time, we arrived. Și după mai mult timp am ajuns. The place I saw some trees and some plants. Într-un loc unde am văzut ceva plante, câțiva pom și erau chiar so niște recolte. In the middle of nowhere, și acolo în țara nimănui, there was some green stuff there. Era ceva verde. Then I smiled. Și atunci am zâmbit. And I said, that's probably our school. Probabil că asta e școala noastră. And it was so. Și chiar așa era. Then we arrived there. Și am ajuns acolo. Then I asked the question. Now I look at his face. Și m-am uitat, acum întreb, privindu-l în față. Oh, everywhere there is sand, and even the mountain is sandy mountain. Totul în jur e numai nisip. Și munții, dacă ești la ei, sunt acoperiți de nisip. In the middle of this sandy area there is... Și cum se poate, ca mijlocul la deșertul ăsta de nisip, să vezi un loc atât de verde și plin de viață. And then, they told me the story.
Și atunci ei mi-au împărtășit povestea. Listen to the story. Haideți să ascultați povestea. There was a sister. Era o soră. She was a widow. Ea rămăsese văduvă. She donated the land in that part. Și a donat pământul. Era o zonă, cum se spune, un pământ, o suprafață largă. So the brethren of the union. Și atunci frații din Uniune. Și ei s-au hotărât să construiască acolo o școală. Far away from the civilization. Departe de orice lume civilizată. Just kind of a monastery far away. Nu chiar mănăstire, dar în genul ăsta. And they built the school. Și au construit școală. Why did they choose that place? De ce au ales acel loc? Number one. Numărul 1. The land was free. Pentru că pământul era... Number two, the young people will be far away. Și pentru ca tinerii să fie departe. Number three. Influență. There was, numărul 3. Yeah, that's true. There was a man. Și acolo era un om. Who was selling us water. Care vindea apă. There was only one place, there was a fountain, and he had a water, he was selling to us acolo water. Acolo era o fântână, unica în regiune, și omul a luat apă din fântână și vindea. The water problem was solved. Și problema apei era cumva rezolvată. They built a school, school was growing. Au construit școala, școala a crescut. And they also developed academic school along with the missionary school. Și pe lângă școala misionară, au făcut și o școală regulată, școală elementară. Suddenly, somebody came to this man who is selling the water to us. Și deodată o persoană vine la vânzătorul de apă. He told him, man, you are a Catholic, man. You are not Catholic. Tu ești un catolic bun. But why you want to be a bad Catholic, man? De ce vrei să fii un catolic rău? What do you mean? Ce vrei să spui prin asta? You fellow, you are selling the water, you are giving the water to the Adventist people. Tu dai apă la acel popor adventist. Yes, but da, dai, da, acolo sunt copii, acolo sunt tine. And I have to help them. Și vreau să-i ajut. Then he was trying to tell them you are a bad Catholic. Și atunci persoana îi spune, tu ești un catolic nou. You know what? De ce? These people call us with all the names. Acești oameni, adventiști, ne numesc pe noi diverse nume. Okay, if you want to give them water, dacă vrei să le dai apă, then I give you a suggestion. Vreau să sugerez ceva. Sell them water on Saturday. Să le vinzi apa numai sâmbătă. Said, okay, that's a good idea. O idee bună. That doesn't make any difference. Pentru mine nu face nicio diferență. Then he comes to the pastor. Și vine la pastor. Says, sir. Domnule. You know what? Știi ce? And I have a problem. Am o problemă. You can resolve it very easily. Ce pot pentru tine foarte ușor să rezolv. I cannot give you water on the weekdays. Nu pot să-ți mai aduc apă în zilele săptămânii. I can give you on Saturday as much as you want. O să-ți aduc apă sâmbătă, câtă apă vrei tu. The pastor was trying to negotiate. Și atunci pastorul încearcă să negocieze cu omul. And negotiation failed. Și bineînțeles că negocierile nu dau niciun rezultat. Then the pastor said, thank you, sir. Și că mulțumesc, domnule, spune pastorul vânzătorului de apă. Să adresează acum pastorul comitetului său. He's a reformer. He must have a committee. E membru al mișcării de reformă. Cu siguranță era un comitet acolo. And then he called the union people. Și atunci, bineînțeles că a sunat la unii. And decided to close the school. Și decizia a fost închidem școala. Pentru un timp. Because no water means no school. Dacă nu ai apă, nu ai școală. So all the young people left. Și toți tinerii pleacă acasă. A little time passed, maybe 2 or 3 months passed. Poate 2 luni, poate 3, poate 4 luni. The same old sister comes again. Și vine sora cea bătrână care donase terenul la început. You know, pastor. Știi ce, pastor? I want to give this land also for the church. Aș vrea să mai adaug o bucată de pământ la donația mea. Now the minister is smiling. Și acum zâmbește pastorul. What is the purpose of having one more dry land if there is no water? De ce să mai adaugi încă o piesă de proprietate, încă uscăciunea asta și deșertul ăsta de pământ? But the sister was pleading with him to accept it. Dar sora insistă și insistă să accepte terenul care vrea să-l doneze. No, the pastor did not, the minister did not want to disappoint the sister. Și pentru că pastorul nu vrea să o dezamăgească pe sora noastră, acceptă donația. No, this minister is not a rolling finger man. Înțelegeți, nu un om care tai frunză la pic.
He is a man. Go, go, go. Work. Un om de acțiune. Merge, merge tot înainte. And this brother said that, okay, now young people come back. Și acum, tineri, veniți înapoi. We have some work to do. Avem ceva muncă de făcut aici. And young people came. Și vin tinerii înapoi la școală. They wanted to develop this land. Și trebuie să amenajeze toată. They brought the water by the trailer. They had. Și aduceau apa cu trailerul de departe. Aveau ce de necesar. Every young people were developing the land. Și toți erau împreună să muncească, să dezvolte. In the middle of the land, dar chiar în mijlocul acelei țarine, there was a rock. Era o stâncă, o piatră. The boys, little bit is sparking in their mind. Tineri inteligenți. Okay, let's do something. No, they were trying to exercise their muscle. Ei trebuie să-și exerseze mușchii. They said, let's remove this stone. Și că haide să mutăm piatra asta de aici. So two boys, three boys, more boys trying to remove. Să încearcă doi, încearcă trei, încearcă mai mulți și... And it was harder. Era greu. And the girls were laughing at them. Boys, you cannot do it. Stăteau pe margine și râdeau de vieții băieți care se chinuie și nu reușesc nimic. And the more they challenge, more difficult it is. Cât încercau mai tare, cu atât descopereau că e greu și... And the more they found difficulty, the more the girls were laughing at them. Cu cât ei se străduiesc mai mult în zadar, cu atât fetele râd mai tare. So the boy's sentiment was provoked. Mândria lor masculină a fost venită. Now I said, let's do 1, 2, 3. Haide să facem. 1, 2, 3 și. What happened? Ce se întâmplă? Lo and behold, the rock rolled. Și piatra este mutată de acolo. Ce what happened? Se rostogolească. When the rock rolled this big, a fountain, artificial fountain came up. Boom. Water. Exact atunci când piatra a fost rostogolită, apa a țâșnit. Everybody bowed down and prayed. Thank you. Toată lumea îngenunchează și mulțumesc, Doamne. And this big, the fountain comes. Not a little one. Imaginați, nu, o fântână mică, un firicel de apă. O, așa, o țâșnea apa, o gură de apă. I will leave this picture with Brother Emmanuel. I have the photo, the whole scenario. Am cu mine în computer poze cu toată această poveste și o să vă promit acum, voi lăsa pozele maybe la telemanel. Next week you can show that picture. Și săptămâna viitoare el poate să vă împărtășească pozele, să vedeți realitatea. So now what happened? Ce s-a întâmplat? We have plenty of water. Avem apă din belșug. Now they decided to rescind the school. Și atunci, imediat decizia a fost luată, deschidem then școala. Decided to cultivate all that area. Toată area respectivă poate they să fie cultivată. They planted the trees. Au pus pomi. They planted everything. Și au cultivat toate cele necesare. And we don't buy food in that mission. În acea școală misionară nu se cumpără mâncare. They don't buy their fruits. Nu se cumpără fructe. Everything they grow there. Toate le cresc acolo. And by God's grace, now și prin mila Domnului acum, we have plenty of water. Apă e din belșug. Our people are giving free the water to the entire area. Înțeles că frații noștri dau apă gratuit la toți cei din întreaga regiune. And many people who receive water, și mulți care primesc apa, now started coming to our church. Au început să vină la biserică. Now we got more churches. This is how the little church I took picture in the middle of the road. Deci că asta e, la început era o bisericuță mică. So then they have to build another one. Ei trebuie să construiască o biserică mai mare. They got a few churches just because of the water. Și au acum deja câteva biserici în întreaga regiune. They named the church. Au numit biserica the Living Water Church. Biserica apei vii. It's real. Este adevărată. It goes, it's a real living water. E cu adevărat apă vie. I said, okay, they got a wonderful name. Au găsit un nume adevărat pentru the miracles still do happen. Într-adevăr și azi se întâmplă miracole. Interestingly, in Peru. În mod interesant, în Peru. People are small. Oamenii sunt de statură mică. But the fruits are big. Dar fructele sunt mari. And the maize and the corns are this big, very big. Și porumb e mare. And
And they, the grapes are this big. Și struguri, imaginați-vă struguri, boabă de struguri. Potatoes, oh, Peru is the land of potato. Imaginați-vă, Peru este țara cartofilor. And they have more than 300 variety of potatoes. Numai 300 de tipuri diferite de cartofi. And I was wondering, and the people are small, and the fruits are big. Și fructele așa mari. And it's true, the miracles still do happen. Și că, într-adevăr, miracolul se întâmplă și astăzi. And now, I think you saw some of the pictures there of the missionary school the 2 weeks ago. Poate că ați văzut la... Yes. La conferința generală din Sibiu, poze de la școala misională. But he did not show the water and the river. N-a avut timp să povestească despre izvorul ăsta de apă, de râul care se formează. So that if we are faithful, dacă suntem credincioși, the Lord is willing to show his faithfulness to us. Domnul vrea să-și arate credincioșia lui față de noi. And he is willing to show his blessing. Vreți să-și reverse binecuvântarea. Now, those young people, I tell you, the young people, they are very, very, very witnessing people. Acei tineri de acolo au spirit misional. Away from home. Foarte departe de casă. They want to do the Lord's work and try to be with Him. Să, facă lucrarea lui Dumnezeu și să fie martor pentru El. We should keep them in our prayer. Vreau să îi păstrăm în rugăciunile noastre. Maybe we could have some other experience, but I want to follow the time mai avem și alte experiențe, dar lăsăm... But in between we can have something to hear and listen, then we can have... Lăsăm ca un cântec sau o poezie între experiențe. Atunci, fraților, dacă dorește cineva să ne încânte cu o cântare, sau mai bine cântăm o cântare comună. Atunci vă invit să deschideți cărțile de cântare la sub numărul 526 și să cântăm cu toții o cântare să ne mai destindem.